Dacă sunteți gata, putem porni, să știți. Sunteți gata toți? 10 secunde? Deja m-am învățat. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență la conferința de presă. Mă bucur să vă anunț că de ieri, 1 iunie, în România se poate face mult mai mult sport. Noi am lucrat și am reușit această deschidere, poate mai repede decât s-așteptau mulți în această țară, oferindu-le în acest fel tuturor sportivilor posibilitatea de a se pregăti, posibilitatea de a se antrena și, bineînțeles, posibilitatea de a participa la competiții sportive. Dar această libertate, să știți, vine împreună cu o răspundere uriașă. Cu o răspundere uriașă pe care o avem atât noi, ca și instituții ale statului român, cât și structurile sportive și entitățile care organizează pregătirea și competițiile sportivilor români. Și aș vrea să încep prin a face un apel. Deschideți sălile și bazele pentru sport. Bineînțeles, asigurându-vă că respectați legile care descriu această stare de alertă și, bineînțeles, protejându-vă sănătatea tuturor participanților, nu numai a sportivilor. Noi am creat acest cadru legal pe care oricine acum îl are la dispoziție, îl puteți găsi chiar și pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului. Tot ce aveți de făcut este să-l puneți în aplicare, să-l respectați și eventual chiar să elaborați norme interne pentru o cât mai bună și eficientă protejare a sănătății publice. Mingea, din punctul meu de vedere, este la dumneavoastră, așa că organizator de competiții, administrator de baze sportive, cluburi sportive, aplicați legea cu strictețe, dați drumul la sport, bineînțeles, protejați-vă sportivi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care în decursul ultimelor săptămâni ne-au ajutat, tuturor celor care au făcut propuneri și cu care am avut consultări. Au fost, nu vă ascund faptul, discuții aproape zilnice, atât cu reprezentanții sportului, cât și cu medici, cu Ministerul Sănătății, cu Institutul Național de Sănătate Publică. Și în acest fel am reușit să punem în acord interesul uriaș pentru sport cu, eu știu, restricțiile inerente ale acestei stări de alertă. Acel ordin comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății stabilește un cadru foarte bine definit, este un volum de informație foarte mare, dar stabilește acest cadru pentru majoritatea tipurilor de pregătire, antrenament și chiar competiții care se pot desfășura început cu data de 1 iunie. Mai puțin pentru competițiile indoor, în sală. Iată că iată așadar ce avem în plus de ieri față de 15 mai, când a fost prima etapă de relaxare în domeniul sportului. Deschiderea este la toate categoriile de vârstă. Copii, juniori, seniori. Se pot organiza competiții sportive, dar atenție, în anumite condiții. Ordinul reglementează activitatea sportivilor de performanță, adică, pentru a fi foarte bine înțeles de toată lumea, a tuturor sportivilor legitimați la un club, de la cei mai mici până la cei mai mari. Se pot deschide așadar competițiile în aer liber pentru sporturi individuale. Se pot redeschide în aer liber competițiile la acele sporturi de echipă. Atenție, după condiții menționate în ordin. Adică, la orice fel de competiție care se dorește a fi reluată, este nevoie de acea informare prealabilă din partea clubului sau a federației organizatoare către Ministerul Tineretului și Sportului. Și să știți că avem semnale și solicitări clare în acest sens din partea câtorva federații și organizatori de competiții deja. Sunt permise
antrenamentele individuale și la sporturile de sală. Și la sporturile de sală. Nu competițiile indoor, nu competițiile în sală, ci antrenamentele individuale. Se pot relua antrenamentele și competițiile la sporturile în bazin. În bazin. Repet, pentru sportivi, pentru cei legitimați, de la cei mai mici până la cei mai mari. În continuare, rămâne, știți bine, regula fără spectatori, la toate nivelurile și competițiile. Din păcate, în acest moment, acest lucru este mai puțin posibil. Acum aș vrea să răspund mai multor întrebări venite din zona publicului larg, care poate nu are obligația de a se informa în detaliu sau poate nu înțeleg normele legale, pentru că noi asta facem, transmitem norme legale, nu specificăm un anume domeniu, un anume sport, despre practicarea acestor sporturi începând cu data de 1 iunie și vă spun sincer, folosesc acest prilej în a vă mulțumi și dumneavoastră presei, pentru că am văzut că ați nuanțat și ați oferit aceste informații publicului larg înainte de această conferință de presă și ați făcut câteva lămuriri în legătură cu ce sporturi și în ce fel se pot practica. Primul lucru, juniorii, copiii, există un foarte mare interes public în legătură cu modul în care ei își pot relua antrenamentele. Și fie că vorbim de fotbal, fie că vorbim de tenis, fie că vorbim de orice fel de sport, juniorii se pot antrena în bazele sportive, în aer liber și în sală, în regim individual și în grupuri de maxim 3. Deci se poate face pregătire fizică individuală, se poate practica aproape orice fel de sport la nivel de copii, dar deocamdată nu în regim colectiv, ci în regim individual, cu distanțare, detaliile le găsiți în ordin, în regim de 3 participanți. În concluzie, cluburile și administratorii de baze sportive pot deschide activitatea. Tot ce au de făcut este să respecte normele și rigorile descrise în ordin, acel acces bine controlat, știți bine, tabel nominal, temperatură, triaj epidemiologic, nu e niciun fel de problemă. Sportivii de la sporturi de echipă în sală, repet, junior sau senior, nu contează, de la volei, handbal, basket, se pot antrena individual, pot porni antrenamentele, dar respectând regula celor 7 metri pătrați pentru fiecare sportiv. Raportați, apropo de numărul de participanți, suprafața sălii la cei 7 metri pătrați și cu siguranță vă veți da răspuns, asta e un răspuns adresat tuturor celor din zona asta, apropo de modul în care trebuie să păstrezi distanțare, pot să reîncep antrenamentele și în regim închis, în regim indoor. Antrenamentele în grup la sporturile de echipă precum fotbalul. Un subiect foarte, foarte solicitat. Recomandarea noastră fermă a fost, știți bine, să se facă în regim de cantonament, în regim de izolare, cu testare, cu un calendar bine descris acolo, în ordinul anterior. Dar în acest ordin am specificat foarte clar faptul că în condițiile în care cluburile decid să renunțe la acest regim de cantonament, atunci, bineînțeles, o vor face asumând răspunderea, o vor face sub semnătură, în condițiile legii, pentru că există o lege care reglementează foarte bine acest lucru, și asumând că sănătatea sportivilor, a fotbaliștilor, mai precis, este protejată. Practic, ei își asumă responsabilitatea pentru sănătatea sportivilor, pot elabora, și am văzut că o fac și mă bucur, un regulament intern apropo de modul cum vor ieși, cum se vor comporta, cum se vor izola la domiciliu, că înțeleg că își doresc vizite la familie, cum, eu știu, vor controla toate activitățile fotbaliștilor astfel încât sănătatea lor să fie protejată, inclusiv testare. Deci, evident, nu mai este cazul să o spun ca să încheiem acest subiect. Dacă cineva dă drumul acestor sportivi acasă și apoi revin la antrenament, evident că riscul de infectare crește semnificativ. Adică nu trebuie să o spun eu, au spus-o medicii și am lămurit acest lucru. Sportivii legitimați la sporturile în apă pot reîncepe antrenamentele la bazine, atât în interior, cât și în aer liber, individual, respectând acea regulă de a utiliza un singur culoar pentru un participant.
Ei au în ordin descris un acces limitat la zona de dușuri, pentru că nu poți merge la not fără să faci duș. Accesul, în schimb, va fi limitat și la zona de vestiare, unde trebuie să se schimbe, și la zona dușului. La fel, există reguli de distanțare specificate și pentru cei în apă. Sportivii de la sporturile individuale, precum tenisul sau precum atletismul, de exemplu, pot să se antreneze, știți bine, pot să o facă începând cu data de 15 mai. Se pot relua acele competiții în aer liber, și la juniori, și la seniori, dar în anumite condiții. Adică, după ce este informat în prealabil Ministerul Tineretului și Sportului despre această intenție de a organiza competiția, după o perioadă specifică de pregătire pe care cluburile și sportivii o cunosc foarte bine pentru acomodarea la efort, la copii și juniori trebuie în mod obligatoriu obținut acordul parental pentru a participa la aceste activități și, bineînțeles, respectându-se toate condițiile cu care deja s-au obișnuit, condițiile specifice descrise în ordin. Aș vrea în final să fac un rezumat al celor mai importante condiții prevăzute în ordinul MTS Ministerul Sportului, după care vom trece la sesiunea de întrebări, atât pentru desfășurarea competițiilor, dar și a antrenamentelor în sală sau afară sau la bazin. De altfel, am văzut că o parte dintre dumneavoastră ați și prezentat aceste lucruri. Le voi aminti doar pe cele care consider că este necesar a fi reîntărite. Măsuri pentru reluarea competițiilor individuale în aer liber. În timpul evenimentului, toți participanții, sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei, vor fi supuși unui triaj epidemiologic și se vor crea condițiile pentru a se putea proteja sănătatea participanților. Pentru dumneavoastră, pentru reprezentanții presei, probabil știți că conferințele de presă se vor organiza în special online. Declarațiile de presă post-eveniment vor fi preluate doar de cei în regim individual, nu vor fi acele conferințe de presă cu foarte mulți sportivi și presă. Măsuri pentru reluarea competițiilor în aer liber, cum este fotbalul. Testarea înainte de competiție se face cu 2-3 zile, înainte de primul meci. Nu numai pentru fotbaliști, dar și pentru arbitri, și pentru delegați, și pentru oficialii antidoping, care vor veni să testeze jucătorii. În plus, față de această testare, din 14 în 14 zile, testarea va fi repetată. Vor fi stabilite mai multe zone de acces în stadioane, pentru că, evident, trebuie să protejăm categoriile de participanți. Zona 1 va fi zona, practic, interioară stadionului, terenul de joc și vestiarele, unde sunt fotbaliștii, unde sunt 4-5 fotoreporteri, unde sunt cei din staful tehnic, unde sunt cei care participă direct la evenimentul sportiv. Zona 2, zona tribunelor, va cuprinde sectoarele și scările de acces, spațiile administrative, zona mass media, da? Și va mai fi o zonă exterioară, unde practic vor sta cei care vor care va fi în afara stadionului pentru carele de reportaj, pentru transmisiuni, pentru zona administrativă, autocare, pază. Deci, zona 1, 80 de persoane, zona 2, 85 de persoane, zona 3, maxim 60 de persoane. Nu sunt recomandate, am spus-o foarte clar, acele ședințe tehnico-tactice în vestiar, care practic adună foarte mulți participanți. Este de preferat ca acestea să se desfășoare în spații deschise. Pentru dumneavoastră, pentru presă, declarațiile de la sfârșitul jocului vor fi oferite în special deținătorilor de drepturi TV, flash interviuri și celelalte în regim individual. Măsuri pentru reluarea antrenamentelor și competițiilor la sportul în bazin. Apropo, masca trebuie purtată până în momentul în care intri în bazin. Este o măsură în plus pentru că se folosesc foarte multe spații comune, dușuri, vestiare, v-am spus deja. Pe un culoar de înot este permis accesul unui singur sportiv. La vestiare, pentru a se schimba, se intră eșalonat, evitându-se aglomerație, bineînțeles. Competițiile sportive se vor desfășura fără public.
și cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil. Ultimele măsuri pe care am să vi le prezint sunt măsurile pentru reluarea antrenamentelor în spații închise. Aceasta este o noutate față de ce am avut acum 2 săptămâni. Purtarea măștii este obligatorie în interior până în momentul antrenamentului. Sunt spații închise și trebuie să avem acest, cum toți de aici avem măști. Activitățile fizice intense de pregătire, de practicarea sportului, bineînțeles, se vor face fără a pune masca pe figură. Organizarea spațiului de pregătire sportivă se va face astfel încât să permită menținerea distanțării și distanței de 2 metri între oricare două persoane care se găsesc în acel spațiu închis. Accesul la sală se va face numai în baza unor programări prealabile și după un orar foarte clar stabilit de către cel care administrează baza sportivă și nu în ultimul rând, se interzice în spațiile închise folosirea spațiilor comune, a dușurilor, a saunei, a zonelor de refacere sau altor zone cu risc de transmitere a virusului ridicat. Acestea sunt toate informațiile pe care mi-am dorit a vi le transmite astăzi. Cu mare plăcere vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Eu îmi doresc ca sportul să aibă spectatori. Pentru că, să știți, prin definiția lui, sportul este un spectacol. Da. Există un gol mare pe care îl resimțim atât noi, cei care participăm la acest spectacol și îl vizionăm, cât și din partea sportivilor, pentru că ei au nevoie de public. Dacă nu știați, în propunerile inițiale venite din partea FRF și LPF, de la bun început, eu am asumat și ne-au propus și nouă reluarea campionatului fără spectatori. Oriunde în lume, vedeți bine, în zona Europei, în zonele civilizate, în zonele în care au pornit deja competițiile, acest lucru s-a pornit fără spectatori, în fază incipientă, fără spectatori. Evident, această măsură este pentru a crește nivelul de siguranță și de protejare a sănătății și răspândirea acestui coronavirus. Eu înțeleg situația de la cultură, aveți perfectă dreptate. Acolo, gândindu-ne comparativ, s-ar putea să resimțim o frustrare, o nedreptate cei din zona sportului, cum că la noi. Dar, hai să fim foarte sinceri. Publicul din cele două zone este ușor diferit. Publicul din zona sportului este mult mai numeros. Publicul din sport este mult mai pătimaș. Publicul din zona sportivă interacționează radical diferit față de, exemplu, participanții la un spectacol. În plus, vă spun foarte sincer, eu am văzut declarații de presă. Este foarte dificil ca și organizator de meci, mă refer la clubul sportiv, să facă acea selecție, să selecteze doar 400-500 de spectatori, adunând, bineînțeles, la acest număr de spectatori și cei care participă direct și să, practic, să limitezi posibilitatea altora de a participa la... Gândiți-vă, vă dau exemplu la mine, la Craiova, sunt 7.000 de abonați. Cum ai putea, ca și club, să selectezi doar 400-500 dintre ei? Ca la lotă. Bun, atunci și ca să încheiem. Teoretic ne-ar fi foarte ușor să știți să spunem da. Ne-ar fi foarte ușor să spunem da și să zicem ok, din punctul nostru de vedere, dacă există așa o mare solicitare sau o mare așteptare ca să facem lucrul ăsta, îl vom face. Dar organizatorul meciului, să știți, ar fi direct responsabil de distanțarea între spectatori. Organizatorul meciului, adică clubul, ar fi direct responsabil de o eventuală infectare sau eventuale victime care pot rezulta de acolo. Hai să ne aducem aminte, Liverpool Atletico Madrid a avut pe cercetare dovedită 47 de decese. Doamne ferește de acest lucru. Eu nu cred că e foarte confortabil, cel puțin în această fază, să asume asemenea responsabilități știindu-se faptul că
publicul din zona sportului e un public pătimaș și condițiile sunt acestea care sunt. De asta spun să avem puțină răbdare. În acest moment am discutat cu toți și concluzia este pentru faza incipientă, atenție, pentru faza incipientă să pornim fără spectatori. Și aș trece de la jucători, de la spectator la jucător și v-aș întreba ce se întâmplă în cazul în care un jucător din Liga 1, de exemplu, este testat pozitiv cu coronavirus, ce se întâmplă cu echipa din care face parte și cu campionatul până la urmă? Păi se aplică toate legile și toate protocoalele deja existente în această țară, valabile, descrise în documentele normative care există în acest moment. Să știți că virusul nu face diferențe între cei care sunt infectați, jucători de fotbal sau cetățean de rând. Există proceduri medicale clar și bine definite în acele documente. Există anchetă epidemiologică care se face, există izolare, există toate acele măsuri, stabilirea contactilor direct și toate acele măsuri care sunt descrise. Cât privește zona sportivă, apropo de eventuale sancțiuni sau reprogramări de meciuri sau decizii privind clasamentul sau sancțiuni, sau am văzut această discuție în spațiul public, acestea aparțin în exclusivitate organizatorului de competiții, LPF sau FRF. Este decizia lor, sunt regulamentele lor interne, ei stabilesc. Dar pe zona medicală, răspundere ca oricare. Da, și la fel de conștiință ar trebui să fie toții. Și LPF și FRF. De asta spun că aceste măsuri, chiar dacă par restrictive, nu fac nimic altceva decât să securizeze o competiție și sănătatea sportivilor care participă acolo. Nu considerați că e cam mult la întrerupere unei competiții din cauza unui apariției unui caz? Aceste aprecii, vă rog să puneți această întrebare celor care organizează competiția. FRF și LPF trebuie să răspundă la întrebarea asta, nu Ministerul Tineretului și Sportului. Dar nu au dat ei legile. Poftim? Nu au dat ei legile, măsurile astea, nu le-au impus. Doamne ferește, v-ar conveni ca în momentul de față să anulezi o eventuală lege care prevede ancheta epidemiologică sau izolarea unor contacti? Sau, eu nu cred. Doar pentru că avem competiții sportive? Nu, înainte de toate, înainte de orice fel de competiție sau presiune publică sau așa, punem sănătatea sportivilor. Dacă trebuie să faci acea testare despre care spuneați și dumneavoastră, ar trebui da. Să fie unde ajuns să descopere dacă restul jucătorilor unei echipe au fost infectați? Sunt medici specialiști, există un minister al sănătății care ne-a spus în ce măsură acea testare cu 2-3 zile înainte este valabilă 100% sau îți asigură în totalitate securitatea sportivilor. Știți foarte bine că există asimptomatici, știți foarte bine că un test poate să fie negativ astăzi și reluat peste 5 zile să devină pozitiv. Deci cei din zona medicală au reale competențe și pregătire în zona asta să răspundă la întrebarea asta. Cei de la LPF fac demersuri să vedem spectatori în tribune. Da. Și fac demersuri având acceptul tuturor cluburilor, fiindcă toți își doresc suporteri în tribune. În Ungaria am văzut fani. Și noi ne dorim să știi suporteri. Nu cred că dar poate nu din prima etapă, dar urmează. Eu sunt optimist. Se va face o analiză, să da. Și poate din a doua etapă vom vedea spectatori. Cu siguranță, după modelul în care treptat am reluat și am relaxat toate măsurile în zona sportivă, e posibil să avem. Eu sunt optimist. Eu sper să ajungem în momentul în care să avem spectatori pe stadioane și vă spun sincer, îmi doresc acest lucru. Am început întrebarea colegei dumneavoastră exact cu această idee. Îmi doresc acest lucru. Ca orice alte iubitori de sport. Da, dar este exact. Accesul spectatorului este în directă relație cu evoluția pandemiei. Dacă vom avea o evoluție bună, în sensul diminuării la minim a numărilor de infectări și a acestei epidemii, cu siguranță nimeni nu e nebun să țină spectatorii în afara stadionelor. Aveți o întâlnire pe 8 iunie, nu? Din nou cu cei de la federație. Există această întâlnire. E posibil ca atunci, în funcție de numărul cazurilor, să se da. Schimbe un pic. Da, nu exclud. Sigur, sigur. Nu exclud acest lucru. Multe din măsurile de relaxare, să știți, prevăzute în ordinul numărul 2, au fost
peste așteptările noastre, apropo de evoluția bună pe care am avut-o și am putut să relaxăm mult mai mult decât ne-am fi așteptat pe 15 mai. Deci sunt optimist. E posibil, da. Dialogul cu federațiile, nu numai cu cea de fotbal, cu toate federațiile sportive și toți organizatorii de competiții, este unul constant. Deci noi comunicăm cu ei și relaxăm toate aceste măsuri care par restrictive în continuu. Stați puțin. Întrebați și pe ei dacă au timp sau nu. Eu cred că au timp. În primele discuții pe care le-am avut cu FRF și LPF, am așezat pe un grafic și pe un calendar tot ceea ce înseamnă dată limită pentru a transmite la UEFA lista echipelor românești participate în cupe europene, faza de pregătire pe care ei au estimat-o la 3-4 săptămâni și luna alocată competiției sportive, adică desfășurării ultimelor etape din campionatul nostru. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic. Deci, cred că au timp suficient să epuizeze toate etapele și să eu știu, să dea și rezultatele finale, clasamentul și participantele în cupele europene. Noi ne-am implicat, probabil ați văzut în expunerea noastră media, noi ne-am implicat în acest subiect. Am răspuns afirmativ solicitărilor venite din zona industriei de fitness, pentru că este o zonă economică. Deși sele de fitness, să știți, nu țin strict și direct de noi. Ele sunt o activitate cu un pronunțat caracter comercial. Evident că acolo se face sport. Dar să le definez, au un caracter comercial. Plătesc pentru a avea acces la acele servicii. În prezent pot face activități sportive în să le definez culturiștii sau cei profesioniști din zona de fitness. Noi să știți că vedem și n-am avut niciun fel de problemă să le reprezint interesele în relația cu Ministerul Sănătății. Vedem cum evoluează lucrurile. Am deschis deja niște norme apropo de activitățile sportive în spații închise. La ei este mult mai specific și mult mai detaliat în sensul că sunt multe aparate, dezinfectarea lor trebuie făcută după fiecare utilizare, spațiul este mult mai restrâns, există activități colective în zona claselor, știți bine acest lucru, gimnastică pe muzică, la fel există săli unde există cycling și foarte multe biciclete una lângă alta, dar eu sunt optimist. Probabil, vom mai avea o întâlnire la Ministerul Sănătății, deja am avut câteva întâlniri acolo. Eu sper că la 15 iunie, de exemplu, în condițiile în care vom avea o evoluție bună și sălile de sport, după anumite reguli, atenție, după anumite reguli, raportat la 7 metri pătrați, apropo de activitățile sportive în spații închise, după un program prestabilit, cu programare, cu limitarea posibilității de a folosi spațiile comune. Eu sper că poate la 15 iunie să avem posibilitatea să deschidem și să le definez, pentru că, vă spun sincer, sunt din punctul meu de vedere esențiale în ceea ce privește sportul din viața românilor. Adică în momentul de față sunt sute de mii de români care așteaptă acest lucru și chiar dacă în mod limitat ei merg la sală regulat și așteaptă acest lucru. Da, și eu merg la sală. Pentru preluare campionatului se pune problema unui program care să se joace chiar o dată la 2-3 zile și dacă da, ați discutat și dacă anumite echipe nu sunt avantajate prin faptul că n-au numai 18 jucători, cum e faza în altă parte, adică la nivelul echității lăsați totul pe mâna ligii? Da, lăsăm totul nu numai pe mâna ligii, ci pe mâna FRF-ului, pentru că ei sunt organizatorii de competiții. Nu se va amesteca niciodată, cel puțin cât voi fi aici la Ministerul Tineretului și Sportului, acest minister, în programul lor competițional, în a evalua care echipe sunt avantajate sau nu de eventuală disputarea meciurilor din 2-3 zile.
nu ne vom băga la asemenea lucruri. Ei sunt organizatorii de competiții, ei decid în această zonă. Am spus, tot ce ține de decizie sportivă e zona lor de competență. Noi suntem pe zona de reglementare și de elaborarea normelor pe care le avansăm public pentru a le permite desfășurarea acestor competiții. În momentul de față, toate sporturile pot să-și le ia antrenamentele respectarea regulilor. Există un sport în care nu se pot relua antrenamentele? Foarte mulți înțeleg sport prin activitatea colectivă sau disputarea unor meciuri. Dar din punctul meu de vedere, cred că acoperim majoritatea sporturilor cu aceste norme. Și am să vă dau iarăși câteva exemple. Nu poți, evident, să practici rugby cu două echipe complete, dar poți să scoți câte trei grupuri de câte trei pe teren, sportivii, rugbiștii, să practice tehnici cu mingea, să facă pregătire fizică individuală, să se antreneze, să alerge, să facă sprinturi, exerciții cu greutatea corpului și așa mai departe. Poți, de exemplu, arte marțiale. Evident, sunt sporturi de contact, știți bine acest lucru, sau box. Nu poți pune doi pugiliști să aibă o partidă de box, în schimb, te poți antrena în sală, lovind sacul, te poți raportându-te la măsurile de distanțare, 7 metri pătrați, știți bine, în spații închise, da? Poți să antrenezi un pugiliști la sac, poți să facă antrenamente fizice, poți să facă tehnică. Există chiar shadow fighting, sau cum se numește, shadow boxing, apropo de ce activități se pot face. Din punctul meu de vedere, dacă încerci să înțelegi în sens de liberalizare, poți să iei acest ordin și să-ți practici și să-ți adaptezi practicarea fiecărui sport la actualele condiții. Asta este pentru o perioadă de timp, să știți. Trebuie să avem puțină răbdare, trebuie să fim riguroși și trebuie, subliniez, să punem sănătatea sportivilor înainte de orice altceva. Da. Da, sigur. Și am să vă dau chiar câteva exemple, le-am notate, de solicitări deja existente din zona sportului pentru reluarea competițiilor individuale în aer liber. Cristi, mă ajuți? Știu că aveam lista. Lasă că o găsești. Imediat vă spun că sunt câte... Da. Imediat. Da. Există câteva solicitări oficiale de redeschiderea unor competiții sportive în aer liber. Până acum ne-au solicitat redeschiderea fotbalul 13 iunie, automobilismul 20 iunie cu etapele de la Cheile Grădiștei și Adâncata, ciclismul de la 2 iulie cu turul ciclist al Sibiului. Suntem în discuții cu organizatorii unuia dintre cele mai importante evenimente de motociclism din calendarul internațional. Nu știu dacă pot să-i dau numele, adică prima parte e un brand, dar cea de-a doua nu cred că e o problemă, Romaniac se numește, care își doresc organizarea acestei competiții în 21-25 iulie. Dar atenție, suplimentar față de restrângerile și limitările venite din zona asta a regulilor coronavirus, la competițiile internaționale avem și alte condiții de respectat, apropo de sosirea participanților din țări în care încă există un risc epidemiologic ridicat, țări așa zise roșii de pe acea țară, de pe acea hartă. Știți bine că dacă vii din anumite țări, trebuie să urmezi anumite proceduri. Deci de asta v-am spus că pentru competițiile internaționale e puțin problematic. Aș prefera sau aș recomanda să le amânăm până în momentul în care nu vor mai exista restricții privind mobilitatea în spațiul internațional. Domnul Vișu, a spus că juniorii și copiii, da, pot relua, care sunt niște mații, pot relua competiția. Nu știu, este o educație națională, pentru că este un ordin în care toate stările în școli, de obicei își fac juniorii, sunt închise. Vom vorbi cu Ministerul Educației ca să armonizăm toate aceste lucruri, pentru că pentru copii, vă spun sincer, este o mare oportunitate. Mare oportunitate. Au foarte mult timp liber în acest moment. Din punctul meu de vedere, sportul pentru ei e o formă de educație.
Vom vorbi cu cei de la Ministerul Educației, astfel încât să le dăm această posibilitate de a se antrena chiar în bazele sportive ale școlilor și, bineînțeles, în a încerca să-i organizăm, dacă putem, și cu profesorii de pe acolo de sport. Toată lumea are foarte mult timp liber în momentul de față. Va fi flexibilitate în privința asta, vă asigur. Sunt, dacă vreți, cel mai mare fan al sportului de masă. Am spus asta de la bun început, de când a venit aici. Consider că prin reașezarea sportului în școală putem rezolva foarte multe dintre problemele sportului. Fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de educație și formare, fie că vorbim de o bază de selecție mult mai mare pentru sporturile de performanță, este esențial să facem acest lucru. Și îl vom face, vă asigur de acest lucru. Da, cu siguranță le vom reașeza, pentru că există chiar o obligație din partea noastră și a federațiilor de a reașeza aceste bugete, pentru că foarte multe din competițiile, evenimentele, activitățile bugetate în această perioadă de 3 luni în momentul de față trebuie corectate. Nu s-au desfășurat, s-au suspendat toate activitățile, banii de acolo îi vom reporta pentru activitățile care se amână sau se reprogramează, campionate care se fac în toamnă. Deci, în mod obligatoriu, vom reface bugetele fiecarei federații și sunt sigur că putem să le suplimentăm bugetele dacă există dificultăți de natură financiară și dacă ne vor solicita acest lucru. Avem până în momentul de față discuții concrete cu mai multe federații care ne-au avansat. Chiar și săptămâna asta am programat întâlniri cu președinții de federații care ne-au solicitat întâlniri pentru a reașeza bugetul și o vom face probabil la rectificare într-o lună, maxim două, cu siguranță. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Modelul va fi la fel, îl voi anunța public, va fi transparență și în ceea ce privește sumele și în ceea ce privește alocările către fiecare sport în parte. Se va întâmpla. Da, vor exista controle, cum vă spun că există și în acest moment. Eu am solicitat și verificat acest lucru. Am solicitat LPF-ului și FRF-ului, apropo de fotbal, de exemplu, pentru că ei și-au pornit deja activitatea, adresele tuturor spațiilor de cazare care asigură acel regim închis, adresele tuturor bazelor sportive unde ei își găzduiesc antrenamentele. A fost un control tematic, le-am transmis Ministerului Sănătății și săptămâna trecută a fost control tematic la toate participantele în această competiție pentru a verifica condițiile în care acești oameni își desfășoară activitatea și dacă respectă sau nu regulile. Nu vă ascund faptul că și noi la Ministerul Tineretului și Sportului am efectuat controle deja pe teren, la baze sportive, bineînțeles noi n-am putut să intrăm ca DSP-ul în acel regim închis, și vom continua acest lucru. Am verificat chiar bazele noastre proprii, să știți, apropo de termometru, apropo de acea listă nominală, de accesul, de programările care se fac în bazele sportive. Da, vor exista în controle în mod clar și pe timpul competițiilor. Nu pot să vă spun eu lucrul ăsta. Mai degrabă cei care fac aceste controle vor... Eu nu cred că noi vom avea acces acolo atât timp cât am descris foarte bine acele zone foarte bine delimitate unde se face acces doar într-un sistem controlat. DSP-ul, în schimb, poate să o facă. Ei sunt testați, ei sunt verificați. Ei... E prima și ultima oară când mă veți auzi vorbind despre acest subiect. Nu am nicio legătură și nici nu fac așa ceva. Eu am văzut acele aberații din spații publici ale unora în legătură cu o posibilă implicare a mea în chestiunea aia. Vă spun sincer că n-am ce comenta și nici nu mă voi lăsa atras în această mizerie. Din punctul meu de vedere sunt minciuni și bârfe fără conținut. Vă mulțumesc. Eu v-aș mai întreba dacă se poate să ne spuneți ce se întâmplă cu loturile olimpice care sunt anumate la bază la Snatul și Zvălani și
ce ați văzut în vizita pe care ați făcut? Sau cine a fost? Nu, n-am vizitat acolo, n-am voie să intru acolo. A, în bazele, da, dar nu în Izvoran și în Snagov. Că în Izvoran și Snagov este izolar, este carantină. Este izolar. La Snagov și Izvoran lucrurile decurg normal. Loturile noastre olimpice se antrenează în acel regim de izolare. Vom păstra acel regim de izolare și pe următoarele 2 săptămâni. Asumăm acest lucru. Efortul nostru este al statului. Deci nu vom merge pe modelul fotbalului care să permită părăsirea acestui cantonament. Vă rog să-i contactați telefonic pe toți sportivii aflați în acel regim de cantonament și izolare și să-i întrebați dacă cumva te simți bine sau dacă sunt traumatizați. Că am auzit pe unii că se simt bine din alt sport, unul de la noi. Deci lucrurile sunt ok. Vom continua încă 2 săptămâni. Probabil că vom relaxa și noi după 2 săptămâni. Iar în ceea ce privește controlele noastre, da, am identificat și lucruri în neregulă. Atitudinea noastră a fost în primă fază una constructivă, în sensul că le-am recomandat de urgență să adopte măsuri, urmând a relua controlul pentru a verifica dacă s-au pus în conformitate cu ce le-am transmis noi în primă fază. Pentru că, hai să o spunem, nu peste tot am observat că există, de exemplu, termoscanare. Nu peste tot în bazele sportive am văzut că există pază. Nu peste tot am văzut că există acea listă nominală cu participanți. Dar cred că după controlele noastre, cel puțin cei pe care i-am controlat se vor conforma. Sau s-au conformat deja, pentru că s-au repetat unele controle. Vă mulțumesc și eu.